vă luați așa familia în de ordinară și de slob. E război mare în showbiz. Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecamp, a acuzat-o pe Ana Maria Prodan de denigrare, iar vinerea a avut loc un alt termen al procesului. În fața instanței, partenera antrenorului a fost reprezentată de avocat, iar noi vă prezentăm primele declarații ale părților implicate. Ana Maria Prodan nu a ratat nici acum ocazia să își atace soțul și pe iubita acestuia, semn că nu s-a împăcat nici până acum cu ideea despărțirii. Ana Maria Prodan și partenera soțului ei, Corina Caciuc, nu s-au întâlnit față în față la tribunal. Nefiind în România, iubita lui Laurențiu Reghecamp și-a trimis avocata la înfățișare. Nu la fel a procedat și impresara, care a venit însoțită de doi reprezentanți legali și pusă pe scandal. La finalul termenului, Ana Maria Prodan i-a înțepat în stilul caracteristic pe Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc, pe care i-a acuzat că trăiesc în concubinaj ca la țară. Mă așteptam să vină doamna Caciuc. Nu a venit. Am înțeles că are un bilet de avion. Lipseau dovezile cum că doamna sau domnișoara nu poate fi la termen. Nu e măritată, e concubină. S-au luat ca la țară. E pierdere de timp. E jenant din punct de vedere al încă soțului meu că își pune soția în aceste ipostaze, copiii și familia, căci el are încă o familie. Restul, ce familie își face pe lângă cea inițială, poate îl întrebați pe dânsul dacă se simte bine, a declarat Ana Maria Prodan. De partea cealaltă, avocații Ana Mariei Prodan au explicat că au solicitat suspendarea dosarului actual pentru că pe rol mai există și cel de divorț, care ar trebui soluționat primul. Instanța a rămas în pronunțare pe o cerere prealabilă din partea noastră de suspendarea dosarului. Urmează să avem o soluție și apoi mergem mai departe. Continuarea acestui dosar s-ar putea să le afecteze pe cel de divorț, prin urmare noi am ridicat această problemă în instanță să vedem dacă magistrații vor îmbrățișa punctul nostru de vedere, să nu stabilească aici dacă doamna Caciuc are sau nu probleme de integritate, ca să ne putem judeca în celălalt dosar în mod imparțial. Vedem ce va dispune instanța, au precizat avocații Ana Mariei Prodan.